planului? Prima parte aceasta de decopertare, de scoaterea temperii care deja este îmbătrânită, crăpată, terminată, toate acestea, asta este prima fază. Suntem într-o nouă etapă și anume decopertarea în anumite zone a planșeelor. Acum se decopertează planșeele peste subsol, deci între subsol și parter. De ce? Pentru că s-a observat că multe din aceste grinzi metalice sunt corodate. Și atunci, bineînțeles, dându-se la o parte betonul și în alte părți bolțișoarele de cărămidă, se observă starea lor actuală. Unele vor fi înlocuite, altele vor fi consolidate și bineînțeles că sunt și unele care sunt foarte bune, chiar dacă sunt au peste 110 ani. Deci asta este starea actuală aici în sala aceasta a restaurantului care este spre mare și mai este zona unde este barul dinspre acvariu, e un salon. S-a dat jos peretele care era în spatele acestor coloane. Zona, în spațiul care a fost bucătăria. Bucătăria avea niște despărțituri, pereții aceștia au dispărut, așa cum a dispărut și scara aceea dinspre nord-est și care era făcută în 1987 și acoperea ornamentele originale ale cazinoului. Aici, în afară de dispariția zidurilor care au fost, se decopertează tot de aici, deci șapă, beton și jos, pentru că trebuie să se afle starea exactă a clădirii. Deci, în afară de părțile acestea arhitecturale sau de instalații, partea de rezistență este foarte importantă pentru cazino și atunci, numai prin decopertare aceasta se poate observa. Sunt grinzi metalice care sunt corodate, sunt armături care, cum să spun, au ruginit și nu mai fac față rezistenței clădirii. Betonul ăsta care trebuie și el, uitați-vă în ce stare este. Deci toate astea se scot și după asta iarăși vine echipa de experți care a făcut mai întâi niște sondaje, dar acum după ce este scos tot se poate ajunge la o concluzie mult mai aproape de adevăr în expertiza cazinoului. Și după aceea, bineînțeles, se fac niște completări ale proiectului din punct de vedere al rezistenței clădirii și se începe partea de restaurare. Studiază fiecare element în parte. Vedeți, grinzile astea lui Salimi sunt destul de sănătoase, însă aceste grinzi care sunt perpendiculare pe ele, începe să se vadă că sunt corodate. Deci fiecare, aici vedeți grinzile astea care sunt betonul încastrat, exact același lucru era și dincolo. Și fiecare din astea o să trească să fie studiată și să se vadă ce se poate face. Înlocuită, consolidată sau rămâne și doar trebuie date cu vopsea anticorosivă. Asta vor decide experții care... Da, bineînțeles, o să vină, deci când totul este dat jos, vin experții care sunt experți de rezistență și care o să decidă ce și cum.